pentru ce se întărâtă neamurile și pentru ce cugetă popoarele lucruri deșarte. Împărații pământului se răscoală și domnitorii se sfătuiesc împreună împotriva Domnului și împotriva unsului său, zicând: să le rupem legăturile și să scăpăm de lanțurile lor. Cel ce șade în ceruri râde, Domnul își bate joc de ei. Apoi, în mânia lui le vorbește și îngrozește cu urgia sa, zicând: totuși, eu am uns pe împăratul meu, pe Sion, muntele meu cel sfânt. Eu voi vesti hotărârea lui, zice unsul. Domnul mi-a zis: tu ești fiul meu, astăzi te-am născut. Cere-mi și-ți voi da neamurile de moștenire și marginile pământului în stăpânire. Tu le vei zdrobi cu un toiac de fier și le vei sfărâma ca pe vasul unui olar. Acum dar, împărați, purtați-vă cu înțelepciune, luați învățătură judecătorii pământului, slujiți Domnului cu frică și bucurați-vă tremurând. Dați cinste fiului ca să nu se mânie și să nu pieriți pe calea voastră, căci mânia lui este gata să se aprindă. Ferice de toți cât se încred în el.